Salutare hudinașilor și vulpițelor și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Sunt aici alături de Hudini Junior. Salut! Și astăzi este o zi specială pentru că urmează să mergem la picnic Așa că ne-am pregătit acolo toate ustensilele, o să le vedeți imediat Și Fox este la magazin, însă o să apară și ea în orice clipă Și o să mergem împreună cu toții la picnic De-abia aștept băi, pentru că n-am mai ieșit așa în familie de foarte mult timp, nu Hodini Junior? tu, tot, totii! Abia aștept să mergem să tindem să stăm la soare Să, să mai pescuim câte ceva Să mai uităm la un pește așa frumos Da, Houdini Junior și eu de-abia aștept Să mă relaxez așa că O să mergem cu toții la picnic Dar până atunci să nu uitați să rupeți butonajul De like și de subscribe Un follow pe Instagram Houdini.insta și Foxy.insta Așa că rupeți acolo follow frumușel Și lecoleți dacă nu l-ați rupt uh, Și Houdini Junior hai să... Facem inventarul să vedem dacă avem -o pregătit tot. Am pus acolo în geanta de pe hol toate nebuniile așa că hai să le vedem. O să deschidem și avem aici. Avem încă o geantă, în cazul în care trebuie să mai cărăm chestii, o avem aici pregătită, după care mai avem ea să vedem un topor ca să putem să tăiem lemnele, să le punem pe foc, avem o undiță cu care să pescuim și noi ceva, niște prăjiturică, niște pâine, niște pui pe care putem să-l punem acolo pe foc, să se frigă frumos, și avem și un cerceaf sau am putea zice o pătură, că este și un cerceaf mai gros, pe care o să stăm la picnic de-abia aștept cu tine inginer să mergem, o așteptăm și pe mămica ta pe Foxy și mergem cu toții la picnic, relaxare mare frate, de-abia aștept să mă relaxez, să mă întind de acolo. Au, mi-am -mi zis tati, bobo, că și mie, mi-e așa de dor să stopi pe o paturica, lede și așa să nu fac nimic, Fuu, iu, 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 iu. Ok, nice, păi atunci dacă și ti ți dor și mie mi dor și la foc dor cu siguranță, deci abia aștept să mergem la picnic. Uh, acum trebuie să vină Foxy Eu mă mai întind câteva uh, Câteva secunde aici pe scaun Și după ce vine mamica ta Plecăm Bine tati, ce, 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 ce? Unde am ajuns? Ce se întâmplă? Leo. Băi, sunt chiar eu aici? Oare? Eu să vedem... Doamne ferește, băi, frate, băi! Unde am ajuns, vere? Deci nu vine să cred. cine e ăsta? Bă! ce cu focul ăsta? Am zis că merg la picnic cu... Foxy? Și cu Houdini Junior și sunt la picnic singur E un foc aici Și păturica și plouă afară ce cu furtuna asta Doamne ferește Bă, ce deci așa ceva nu cred Dar cine fiu are și animăluțul ăsta? Nocivanul Barbasanul Oare cine o fi, bă? Ești pașnic? Ești pașnic? În ocivane, barbasane. Băi, e pașnic, bă, nu mă mușcă. Ok, dar băi, e furtuna afară. Doamne, ferește, uitați-vă ce plouă. Și eu sunt aici, în mijlocul pustiului. Ajutor! Ajutor! Cineva să mă ajute! Ce caut aici, băi, pe vremea asta? Și singur. Vrem ajuns aici cu Foxy și cu Houdini Junior. Și m-au lăsat aici, băi, m-au abandonat Foxy Houdini Junior Doamne, ce fulgeră Foxy Houdini Junior Băi, mă urmărește, băi, Nocivanul Barbasanul What? Nocivane Barbasane, ajută-mă, te rog Ce caut aici, singur, în pădure, în mijlocul pădurii? Doamne, am nevoie de ajutor, băi Foxy Houdini Junior Foxy Houdini Junior Ureți pe aici, pe undeva? Cum ai ajuns aici singur? Chiar mă urmărește, băi. Băi, nocivane, barbasane! Ajută-mă, te rog! Dumă, știi tu drumul? Hai că te urmez. Am înțeles, te uiți la mine. Ok. Nu știi să vorbești? Toamne sunt aici în mijlocul pustiului, bă. Sunt chiar în mijlocul pustiului. E cam creepy. E cam creepy treaba. Chiar mă urmește, băi. deci chiar, chiar mă urmărește Nocivanu Barbasanu. Doamne ferește, hai să mă duc pe aici să văd. Poate dau, mă și e rece apa acum, acum plouă. E rece apa, bă. Poate dau de Foxy și de Houdini Junior, cine știe. Foxy, Houdini Junior, unde sunteți? Foxy, Houdini Junior. eu cred că am rămas singur aici, băi. Sunt singur cu Nocivanu Barbasanu. Doamne, ce o să, ce o să mă fac, bă? Pe păi bune dacă știu ce o să mă fac. Nu, deci e super dubios ce se întâmplă. Chiar nu mai înțeleg absolut nimic, a? Hai să continui să merg mai departe. Am ajuns la deluțul ăsta. Hai să-l să vedem dacă găsesc ceva pe aici. Bui, ce ai băi aici? Doamne, o grămadă de vecini nebuni care se bat. Mamă, e vecinul Baldi, dar este de foarte multe ori și practic se bate cu el însuși. Sunt o grămadă de vecini la fel. Dar cu mine n-au nicio treabă, bă. Uite cum se, uite uită toți la da, mine. Dar n-au nicio treabă cu mine, bă. Deci chiar e dubios, sincer vă zic. Unde am ajuns? Bă, gata s-au luat iară la bătaie! Mă, mă s-au luat la bătaie iară, bă! Dar cum de n-au nicio treabă cu mine? asta nu înțeleg. Vecinilor! Ajutor! Salvați-mă! Unde sunt? Oare unde o fi Foxy, bă? Și Hudini Junior. Hudini Junior, Foxy, ajutați-mă! Doamne, ce dubios, băi. ce cu vecinii ăștia, frate? Cineva să, să mă ajute? Bulpițelor, hudinașilor! Știți cumva ce se întâmplă? De ce mă aflu aici? De ce e furtună? Și de ce sunt o grămadă de vecini din ăștia nebuni Baldi care Aparent se uită la mine Uitați-vă și voi cât de creepy e Dar nici nu mă bag în seamă Dacă îi întreb ceva Nu mă bag în seamă Aparent se bat doar între ei What? Deci este chiar creepy băi Am plecat de aici Deci am plecat de aici Pur și simplu frate Pur și simplu am fugit de aici Houdini Junior Foxy Unde sunteți? Ah! Mamă mia, m-am ma, ma trezit, băi, am avut un coșmar, Hudini Junior. Aoleu, toti, coșmar, băi, cum coșmar, Pai că parcă ai mai avut unul mai de mult. Da, Hudini Junior, doamne, ce m-am speriat. Ai de capul meu, deci nu-ți să, să crezi, am visat picnicul și... Și ce, tati, adică, e normal, ce era la picnic, nu era frumos, soare, călduț, lejer, așa de vară. Nu, Houdini Junior, a fost un coșmar. Deci picnicul ăsta, toamne ferește, era o furtună, eram singur acolo, te căutam pe tine și pe Foxy și nu v-am găsit niciunde. Păi cum nu ne-ai găsit toti? Nu eram și noi că picnic cu tine? Păi nu, asta e problema. Și ghișe, m-am trezit în mijlocul unei păduri, uh, am găsit un animăluț care se numea Nocivanu Barbasanu și era un raton și mă urmăria peste tot. Aoleu, pe pune te urmăria, Păi și nu ți-a fost frică? Păi nu că părea destul de inofensiv așa, dar după aceea nu o să-ți vină să crezi. M-am întâlnit cu o grămadă de vecini nebuni, vecini baldi, de care abia am scăpat de acolo din orașul cel nou. Aoleu, tati, tocmai cu vecinul și vecinul de mai multe ori. Bine că ai scăpat de coșmarul ăsta, sincer îți zic, pentru că... Păi, ai, ai, pe mine m-a cotonocit un singur vecin. O, băi, și mai mulți vecini? Aoleo, Houdini Junior, că bine zici. Doamne, bine că am scăpat de nebunia asta totală pentru că pff, trebuie să mergem la un picnic pe bune în care să mă relaxez, nu la un coșmar. Oh, tot, 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 Hai că vine, bine, Babi acolo a sunat. Hai să ne pregătim să mergem. Aoleo, bine, Houdini Junior, gata, mă ridic și eu de pe scaun. Deci cam asta a fost episodul vulpițelor și hudinașilor. Noi mergem la picnic... Sper să fie un picnic pe bune de data asta pentru că am avut un coșmar teribil. Dacă v-a plăcut, plăcut episodul să nu uitați de un like, un share și un subscribe, un follow pe Instagram cu dini.insta și foxy.insta. Iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următorul episod. Pa, pa! pa, pa!